este forfotă mare la cantina de ajutor social din Făgăraș. Bucătăresele împreună cu personalul de aici sunt în focul pregătirilor. Ieri au înroșit ouăle ce vor ajunge de sărbători pe masa celor mai sărași din oraș. Ele au colorat în jur de 300 de ouă pe care le-au distribuit astăzi. După aceea, Titi, domnica. Ia ouăle. Așadar, sărbătorile de Paște vor fi mai îmbelșugate pentru persoanele sărace din municipiul Făgăraș, aflate în evidențele cantinei de ajutor social, mai ales că municipalitatea a pregătit și pachete speciale. Pachetele cu alimente de Paști vor fi distribuite către persoane care provin din următoarele categorii: persoane cu handicap, cu ajutor social și persoane care nu realizează venituri.